Când a venit s-a întors copiii de la Folba, doi gardieni, eram morți de beat, mi-a prins copilul și a ei și a meu, i-a bătut, i-a pus sticla de băutură în peste gură, peste gât. Asta la copilul ăsta, la care are 15 ani, l-a aruncat într-o groapă. L-a bătut acolo, era dizbrăcat copilul ăsta. El. Ăsta l-a întrebat meu de 14 ani, de-abia a venit acasă, mi l-a adus încă doi copii mor de biat, numai sânge, bătut, l-am adus în comă aici la spital. Este acum copilul meu la animal. Vrem să copilul se facă dreptate. Vrem să facem dreptate. Doamnul poliția i-a spus că nu știe, că nu-i biat. Dreptate avem aici. Noi vrem dreptate. Ia uitați, alte copii, ia uitați, numai sânge. Nu știți. Ia uitați, numai sânge. Nu știți. Ia uitați, numai sânge. Nu suntem romi. Uitați, domnule. L-am întrebat de noi și nu avem drept în România asta. Uitați sângele pe mine, domnule. L-am întrebat. Ce s-a întâmplat, domnule? Uitați sângele pe mine de la un copil. Uitați chiar de sânge. Uitați chiar de sânge. Uitați chiar de sânge. Și stai. Păi ăștia doi gardieni vrem să fie aduși aici, să-i facă analiză în fața noastră. Nu știu că poate a luat analiză de la altul. Nu s-a recoltat copilul meu e bolnav. Eu am marturi care domn gardian ăștia doi a luat 26 bidoane de beri și a băut acolo în timpul serviciului. În ce an? Da, în ce an? Copilul meu e bolnav. Poliția e acolo și la copilul de are 14 ani, le e frică de el. Dacă îl întreabă zice da, da, da. Nu știe de ce. Are voie domnul polițai să ducă să ia interviu, dar să intervieze un copil de 14 ani, fără părinți, lângă el. Poate copilul era inconștient și a zis de frică. Deci acum nu și-a revenit. Copilul. Le da afară din spital. De la cine? Ne-a adus aici jandarmeria, ne-a adus mascată. N-a făcut nimic, domnule. Ce poliție acolo? La a primit-o cu soția doar un minut și copilul a început să tremure de frică. De la ora 5 odată am intrat la copilul meu. Odată am intrat la copilul meu, odată de la 5. Cine am intrat odată? Domne, vă rugăm frumos, dacă se poate, intra și firma și copii, să vedeți în ce are. Și ce dacă sunt mai la zic, dar avem și nevoie. Am copii la animal. Are și copii. Bună! Băi, a fost o vorbă, a zis că vedeți acasă, vedeți acasă. Băi, mă rugăm, ia gata afară de aici. Am stat de vorbă cu dânsul și a spus. Ce aici, la secret? Oare copii la secret? Uite, nu mai mă arăt. De ce dai mă umbră? Dom'le, ce se aia la secret? Ce se întâmplă în România? Cât avem drept? Hai, ia, la secret, ce ai ăsta? Ia uite, mă, dă și-l omoară, mă, că nu se duce la copilul lui. Pentru ce dai să-l omoară? Dacă copilul tău era așa și te vedem așa afară, ce-l făceai? Pentru ce e mâna să-i ascrești? Copilul tău să fie în cazul ăsta și să-l dai tu pe mine afară. Ce-l făceam? Ce-l făceai tu mie? Părinții, rămân doar la părinții. Ia vedeți, ce e? Bine, 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 b
Chemați București. Asta e bătaia de joc, domnule. Discriminare asta. De ce ne dați afară? Suntem vecini, e nepotul nostru. Noi dacă suntem țigani, trebuie să n-avem cine nici fel. N-avem lege în România asta, țigani. Nu suntem țigani. Dar nu avem lege în România asta. Aveți și voi copii. Să-i dați seama dacă vine copii. Vine aici alt colet, să băcați. Vine aici. Gata. După amiaza zilei de 19 octombrie, la Spitalul Județean de Urgență Buzău au fost aduși doi minori care se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit că cei doi minori au fost depistați de doi agenți de pază în timp ce se jucau pe un teren de fotbal din apropierea stației CFR Buzău. Au fost îndepărtați, iar ulterior au fost transportați de părinți la Spitalul Județean de Urgență Buzău. În acest moment, agenții de pază au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Buzău pentru stabilirea cu exactitatea stării de fapt, iar părinții și rudele celor doi minori care s-au deplasat aici în mod nejustificat, iar polițiștii au fost nevoiți să îi îndepărteze. Dânșii au acuzat că cei doi minori au fost bătuți de agenții de pază. Ce a constatat poliția? Până la acest moment nu s-au stabilit cu exactitate.